M-a ajutat să mă dezvolt personal și profesional prin unele tehnici informaționale noi pe care nu le știam și m-am dobândit competențe digitale pe care nu credeam că o să le am vreodată. Este realizarea de filmulețe și videoclipuri cu tehnici învățate la Îndreptarul Digital pentru diseminarea unor rezultate ale activităților desfășurate cu elevii mei, inclusiv în cadrul unor proiecte e-twinning pe platforma europeană. Exemplu, proiectul 3-2-1 Let's Go Through the Universe with Paxi, fie rol al reciclării și altele pe care le derulez acum. Cea mai mare provocare a fost participarea în acest an, în luna octombrie, la evenimentul internațional Europe Code Week, inclusiv la provocarea săptămânii, când am reușit să fac o alianță cu țări din Irlanda și Bulgaria, datorită și îndreptarului digital, competențelor pe care le-am dobândit în acești 2 ani. Mă simt un dascălar acestor timpuri, care țin pasul cu schimbările petrecute în viață și societate și simt că mă raliez cu nevoile copiilor mei, elevilor mei, care, după cum știm, s-au născut cu competențe digitale născute. Să dobândească o învățare de durată, prin suporturile digital, auditiv, vizual, care sunt foarte atractive pentru ei. Prin dezvoltarea algoritmizării, a descoperirii unor strategii, deci de dezvoltare a gândirii logice, a gândirii computaționale, ceea ce înainte nu prea erau în învățământul românesc, cel puțin. Inovativi, creativi, empatici. Demersurile de predare-învățare devin mai atractive pentru elevi, capătă sens, tocmai cum spuneam, prin conținuturile atractive, vizuale, auditive, de ce nu și tactile. Și aș recomanda tuturor învățătorilor să folosească aceste tehnici informaționale noi, pentru că dau un plus de valoare lecțiilor noastre, tuturor demersurilor didactice pe care le creăm și le desfășurăm cu elevii. Mai multe cuvinte aș folosi pentru definirea îndreptarului digital. Pentru mine personal a fost o oază de creativitate digitală pe care am descoperit-o și din care mă înfrupt. A fost un prieten de nădejde. A fost o gură de aer proaspăt în învățământul românesc. Mulțumim, Îndreptar Digital. Se împlinesc 2 ani de când întâia oară cu Îndreptarul Digital ne-am întâlnit. La început, cam sceptici și cu sfială, pășit am pragul la întâlnirea de debut. Învățători români din orașe și sate, mai tineri, mai cu ghiocei la tâmple, am descoperit curând o lume nouă a tehnologiei digitalizate. Și am aflat în Îndreptarul Digital un prieten, ce ne-a învățat cum să utilizăm în clase Quick, WordArt, Canva, Stop Motion, tehnici și aplicații digitale minunate. Și noi, ca și învățăcei destoinici, am mers și îndată am aplicat în lecții și activități frumoase tot ce la Îndreptar am învățat. Am și postat pe grup a noastră rezultate ca să diseminăm ce am aplicat. Am și primit feedback de încurajare, care mai mult ne-a motivat. Acum, elevii noștri sunt fericiți, lucrând în aplicații cu mult spor. La activități participă cu implicare, căci tot demersul e creator. De aceea, pentru bunele practici dăruite de Îndreptarul Digital, astăzi, învățători din toată România, aducem un omagiu cald. Și îți mulțumim, Îndreptar Digital, pentru tot ceea ce ne-ai dăruit și explicat pe larg. Ne ești o oază creativă, suport, îndrumător și prieten drag.